Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat că este gata evaluarea procurorului general al României Augustin Lazar și că raportul va fi prezentat miercuri de la ora 18. Demersul se suprapune peste consultările pe care președintele României le face la Cotroceni cu partidele parlamentare pe legile justiției, exact în după amiaza zilei de miercuri. Ministrul Justiției a decis să evalueze activitatea procurorului general în luna august în contextul scandalurilor legate de protocoalele secrete dintre SRI și parchetul general. Tudorel Toader a declarat atunci că Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituțional pe care îl are, că activitatea ministerului s-a îndepărtat de la rolul de garantare a drepturilor și libertăților cetățenești. Tudorel Toader a folosit aceeași procedură atunci când a propus revocarea din funcția fostului procuror șef al DNA, Laura Codruța și A făcut o evaluare a activității lui Chioveși și a cerut revocarea acesteia de către președintele României. Chiar dacă Iohannis s-a opus inițial și a afirmat că nu sunt motive de revocare, în final a fost obligat de o decizie a CCR ce să emită decretul prin care fosta șefa DNA și a pierdut funcția.